G2A, jocuri ieftine. Jocul ăsta se numește Hoț Profesional și eu, cum sunt profesional la orice se există pe lumea asta, desigur că voi fi un hoț extrem de profesional, nu doar profesional. Wow, melodia din fundal este foarte deprimantă și la fel este și meniul ăsta, ce că Professional Thief, Play și Exit. Astea sunt singurele două opțiuni, pe bune? Firar să fie, dude. Hai să apăsăm pe Play, Level, One Man, Friends, Family sau Party. Ok, eu sunt un simplu om. Nu am prieteni, am familie, dar nu merg la petreceri și așa că o să apăs pe One Man. Și nu uita să lași un like acestui video și... Ce e cu sunetul? De ce e jocul ăsta ca și cum ar fi un joc de groază? Așa, așa, așa am feeling-ul. Ar trebui să-l dau mai tare. Na, e ok, se aude suficient de bine. Uite o mașiniță cu roți și este galbenă și are faruri și nu are siglă. Ce e mașina asta, bă? Arată chiar bine. Îmi place forma. Foarte, foarte, foarte pătrățoasă așa. Putem să mergem să furăm ceva din garaj? Putem să... Ok, garajul este închis. Dar desigur, nu voiam să intru în garaj oricum. Pe aici nu putem să mergem. Nu-mi zic că trebuie să intru pe ușa din față, frate. Ce hoț respectabil și profesional se duce într-o casă pe ușa din față, a? Tu știi că există tufișe pe care le poți ocoli și apoi să intri prin horn ca Moș Crăciun? Fii rar să fie. Mă mănâncă mustața. Hello? Este cineva acasă? Ăla a fost un pârț. Nu mai trage pârțuri, dude, mă bruiezi. Uite, un ficus! Oh my god, n-am mai văzut un ficus într-un joc de atât de mult timp. Oh, e fix după zid. Ok, ce trebuie să furăm? Ce-i acelea de furat? Cana... Tipul ăsta e o creatură. Categorică la... Oh, wait. Oh, am crezut că am furat televizorul. Wait, stai. Bani, wait. Alo? Alo, ia... Aha! Nice, 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 nice. Ok, și acolo nu este absolut nimic. Să sperăm că nu o să-i... Ce? N-am făcut absolut nimic, dude. M-am blocat în... vrei să jucăm? Vrei să ne jucăm, dude? Să știi că eu sunt profesional la Dead by Daylight și pot să te învârt aici la canapea până mâine. Mai ales că tu nu poți să... Ia, pe bune, vină cu ace și fii antenă. Tu nu poți să sari. Ok, trebuie să-l aducem până aici, după care o ștergem! S-a blocat ușa! Sunt atât de confuz! Oh, nu, s-a închis iară! Stop, dude, am vrut să ies! De ce... Nu mai deschide ușa, eu trebuie să o deschid. Am apăsat, nu s-a deschis. Este buguită. A închis-o. Păi, stop, dude. Nu mai... Lasă-mă să ies, dude. Promit că plec. N-am furat absolut nimic decât vreo 500 de dolari. Am ieșit pe ușa afară. La revedere. Auleu. M-am dus după mașină. Mă mai vezi. Dude, come on. Come on, dude, o să plec, să știi. Nu pot să plec pentru că aparent n-am... Doamne, ăsta merge ca un zombie de ăla după Counter-Strike. What the fuck? Ok, aparent nu pot să plec pentru că din cauza că este buguit tipul ăsta și vine după mine. O să mă duc la etaj și mă ascund într-o cameră. Fii antenă, nu o să știe unde mă aflu. În camera asta. Opți. Uși stupide care se deschid în direcția în care n-ar trebui să se deschidă niște uși. Nu o să vin aici, nu mă știe, nu mă știe. Ok, mai găsim pe aici niște... Aici e gol, gol. Vreau banii ăia, dude, stop! No, come on! Firar să fie de bulangiu, unde mai găsi? De ce se deschid ușile astea în... Prinde-mă, ce o să-mi poți face? Nimic! Mi-ai tras una și apoi ai plecat în treaba ta. Ok, știi care e problema? Ar trebui să nu lăsăm să ne vadă pentru că altfel după aia nu o să ne mai lase în pace deloc. Păi da, melodia asta nu mai era într-un joc. Mă, în ce joc era? Nu era în jocul ăla cu de... Erai cerșetor pe stradă și căutai în gunoaie? Nu... Ba da!
Cred că am dreptate, dar desigur că eu mereu am dreptate. Băi, m-am spunat aici. Ok, ignoră-mă dacă vezi că am venit la ușa ta și o să intru pe ușă. Ok. Bun, este timpul să luăm banii ăștia de aici. Yes. Yes. Wow, cât de mulți erau aici. Ok, Mă vede. De ce n-ai ușă aici? Wow. M-am băgat în vestiar ca pe Dead by Daylight, dude. Wow, asta e super mișto. Jocul ăsta este 100% copiat după Dead by Daylight. Problema e că aș vrea ca ăsta să se ducă la etaj ca să nu mă mai preseze. Sunt presat de timp, ok? A venit fix aici, deci nu pot să cred. Cred că am scăpat. Bani. 700. Fie rar să fie. Ia-mă. 905. Shit. Nimic. Ok, să sperăm că nu o să vii aici, pentru că dacă ai veni aici ar fi problematică treaba. Frate, mai am nevoie de 95 de dolari și pot să scap. Și o să vedeți desigur că sunt un game player profesional. Problema ar fi că ăsta nu știu pe unde e. Oh, vine. Să sperăm că nu intră aici. Și dacă intră, să sperăm că nu mă vede. El o să uite în față, iar eu sar pe la spatele lui și fug. Să sperăm. Alo? Mai este acolo o ușă. Nu, la etaj, categoric mai are un dulap de ăsta cu niște bani. Categoric. Auzi, mă, dar nu puteai să ieși tu un televizor sau ceva și să pleci, pentru că... Ce? Doamne sfinte, ce întuneric e aici. Dacă l-aud că trece în stânga, ies și mă duc la dreapta. Frate, tensiunea. Jocul ăsta e înfricoșător. Chiar dacă atunci când vine, începe să cânte muzica tristă și îți trage o palmă la ureche și după aia pleacă în treaba lui. Gândește-te că atmosfera asta era foarte potrivită pentru o creatură care, când te găsea, te lingea. Și nu era consensual și era nașpa, știi? Foarte înfricoșător, într-adevăr. Hai mă, frate, vrei să pleci în altă parte ca să ies și eu din locul ăsta foarte întunecat și înfricoșător? N-ai văzut absolut nimic. De ușă stupidă. Ok, pe aici pe undeva ar trebui să aibă ceva bani, nu-i așa? Să sperăm că nu o să intre la... Oh! Ok. Tot ce trebuie să fac acum este să fug. Dar el este fix aici. Uh-oh. Atât a fost? Nice! Dar desigur, nu se putea, frate, să nu câștig din prima încercare, pentru că da. Dar ce e asta, family sau party? Ce e asta? Party? Wow! Stai că acum realizez, acum e o petrecere întreagă în casa ăstuia. Oh my god, e vorba de friends, family sau party... Câte NPC-uri sunt în casă, dude. Ei bine, acum totul are foarte multă logică. Să sperăm că o să mai bage hărți pe jocul ăsta, pentru că pare interesant, are destul de potențial. Problema ar fi că în fiecare cameră e câte cineva. Sunt de-al casei. Uh-oh. Sunt unchiul tău pierdut la naștere, dude. Mă întreb dacă vin toți după mine. Ok, problema se există și ăștia vin după mine.
Nici măcar nu ai fost aproape de mine, nici măcar nu te vedeam, dude, oh my god. Bine, party iese din calcul, party iese din calcul, party-ul este mult prea greu. Hai să ne jucăm la friend, să vedem. Acum cred că o să fie 2 în casă, știi? Și poate la family sunt 4 sau 3. Deci, ok, văd pe aia amândoi. Unu sau urc... Ok, este timpul să intru. Uh-oh. Nu mai este timpul să... Mi-a tras prin ușă una. A intrat în camera aia după care a ieșit instant. No, oh my god. Oh my god. Ai... A intrat în... Mi-a tras chem. Deci am fost schemuit, frate. Am fost schemuit, vă spun. Te rog, nu mai intra în camera asta cât timp eu vreau să intru în ea ca să fur din ea chestii. Iar mai știu dacă aveai să de furat anumite lucruri sau... sau știi? Ok, nu m-a văzut nimeni. Nu m-a văzut nimeni. Ok, gameplay. Gol, pe bune. Oh. Ok, aici mai e ceva, stai. Bani. Firar, iar e gol. Pe bune că am doar 177. Cred că vine cineva aici, hello? Dacă ai putea să și vezi ceva afară din... Aici nu e absolut nimic. Să sperăm că n-a observat că s-a închis ușa de una singură. De asemenea, nu cred că are ce să caute aici, pentru că, uite și tu, nu e nimic. De ce ar intra aici vreodată în viața lui? Hello? Am doar 177, oh my god, sărăntocii. Pariu că toți banii au sus, dude. Ok, mă duc sus. Nu? Am vrut să mă duc sus și acum mă urmăresc și practic, cred că va trebui să-i fentez. Ok, deci fii antenă, da? Îl fentez pe ăsta, fii antenă aici. Deci fantă atât de șmecheră, n-ai mai văzut nici la magazin cu portocale, mă înțelegi? Fii antenă, ia dacilea, țeapă fraierilor. Bă, ar fi frumos dacă aș putea să închid casa sau ceva, știi? Opa. Hai să închidem ușa și să o ștergem sus la etaj, unde nu o să mă vadă nimeni niciodată. Ok. Ok, nu mă știe nimeni aici, este timpul... Mamă, frate, câte camere sunt! Uh-oh. Ok, Ua! Hacker împuțit nu mai trece prin ziduri, dude! M-am urcat pe asta și pleacă. Oh. Buguiesc orice joc se există pe lumea asta este buguit de mine. Pe bune, te rog, pleacă. O să-l las să plece, lasă să se închidă ușa și mai aștept puțin să văd dacă mă pierde. Încerc să mă gândesc, mama, acolo și am putea să căutăm. Nu mă mai. Ușa s-a deschis în pa... Ei bine, vom pune capăt acestui minunat episod aici. Mă duc să mă culc pentru că mi este foarte, foarte rău. Dar desigur că am jefuit cu succes casa, ceea ce este tot ceea ce contează, cred. Pa!